binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, de acum în veci în vecilor. Amin. Amin. Fă de mine ce ai vrea să fiu. Poetul din această cântare dorește ca Dumnezeu să se folosească de el. Să predă total lui. Face, ai Domnul, cum a făcut Domnul Iisus Hristos când a venit înaintea Tatălui. Tată, vin să fac voia ta! Lăudat și binecuvântat să-i fie numele. Domnul Iisus Hristos a venit jos pe pământ de bună voie, nesilit și neforțat de nimeni. A luat robia roabă. A luat tot ce ar vrea și a purtat-o pe străzele Ierusalimului. Dar a făcut multe semne și minuni înainte. A fost ocărât, barjocorit și n-a băgat de seamă. Dimpotrivă, el totdeauna mulțumea și se ruga pentru noi ca noi să beneficiem de această bunătate în ziua de astăzi. A fost răstignit pe cruce. Așa ușor trecem peste aceste cuvinte, peste patimile Domnului Iisus Hristos. De atâtea ori vorbesc despre lucrurile acestea, căci noi trebuie să punem preț pe aceste cuvinte. Să trăim și noi așa cum voiește Dumnezeu. Să trăim clipele ce a trăit Domnul nostru Iisus Hristos. Și atunci ne-am dat seama cât de prețuit este Domnul nostru.